Spune, soră, spune, frate, ai în lume vreun necas? Cine oare lume poate să nu știe în veci cum bate al furtunii greu talas? Însă tu ce ai izvorul din înjunghiatul miel, tu ce aștepți să vină norul să te ia Mântuitorul, ce faci astăzi pentru el? Ucenicul lui mai mare ca maestrul, frați creștini, dacă el s-a frânt sub soare, tu dorești pe-a ta cărare numai roze fără spini? Vrei să ajungi la biruință fără lupte, fără bai? Este oare cu putință, fără nici o suferință, să ajungi din lume în rai? Vrei ca mielul de iertare să ne fie Paște sfânt și o eternă sărbătoare, fără ierburile amare scrise în vechiul legământ? Vrei ca noi să locuiască prințul veșnicei iubiri, însă fără să stârnească nici o cară omenească, nici rebele împotriviri? Simeon a spus odată că Iisus va fi un semn ce stârniva lumea toată. Dacă El e în tine, iată, lumea nu va sta de lemn. De ți-au fost mereu senine zilele de până acum, tu gândește-te mai bine dacă drumul tău, creștine, e adevăratul drum. Dar când vezi pe drum, pe-a locuri un dispreț, o vorbă rea, când te iau vecinii în focuri și prietenii în bagjocuri, asta-i calea, mergi pe ea. Vântul încercării cerne și alege ce-i ceresc. Tu în rugă te proșterne, căci cununile eterne din necazuri se împletesc. Nu purtăm mai grea povară decât noi putem iubi. Dacă crucea-i mai ușoară, în eterna primăvară, mai ușor și tu vei fi. Aleluia. Lasă oamenii să zică orice vorbă de nimic, ucenic sau ucenică, cu cât crucea ți-e mai mică, sus vei fi și tu mai mic. Doamne, noi îți cerem ție să ne ajuți mereu pe drum, ca spre a ta împărăție să primim cu bucurie încercările de acum. O ferice de aceia care știu purta frumos și ocara și durerea, căci ei au în mână cheia și toiacul lui Hristos. Domnul să te binecuvânteze.